numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragi părinți, cuvioase maici, fiți credincioși, ne-a adunat astăzi, din mila lui Dumnezeu, la lăcașul lor, sfinții și dreptii dumnezeiești părinți, Ioachim și Ana, care sunt ocrotitorii acestui sfânt locaș, această minunată perlă din acest sat frumos, oameni care, prin rugăciunile lor, prin faptele lor bune, au cerut milă la Dumnezeu și s-a înălțat așa frumoase locașuri într acest sat. Să știți că așa lucruri minunate se fac prin jertfă, se fac prin rugăciune, se fac prin fapte bune înaintea lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor. Acestea sunt niște roade bineplăcute lui Dumnezeu. Am auzit cu toții astăzi, citindu-se în Sfânta Scriptură, o lumină care este aprinsă, nu se pune sub obroc, nu se ascunde, ci se pune la vârf luminat, ca toată lumea să vadă acea lumină. Această biserică este o asemenea lumină care nu este ascunsă, dar este urmată, este un rod prin ani și ani de jertfire, de rugăciune, de lepădare de sine, de fapte bune și, ca urmare, vedem niște perle care rămân pentru urmașii noștri, ca ei să vadă aceste fapte bune, să preaslăvească pe Dumnezeu, să aibă nădejde în viața lor, să aibă încredere când sunt într-o primejdie, când sunt într-o strâmtorare, că au unde să-și îndrepte privirea, au în ce-și pune nădejdea și încrederea, că Dumnezeu ne poate ajuta atunci când nu mai avem nicio speranță din căieri. Această lumină care suntem datori să nu ascundem, se referă nu doar la faptele bune, se referă, din păcate, și la viața noastră care este mai mult plină de fapte care sunt urăciune înaintea lui Dumnezeu. Noi, în zilele noastre, în viața noastră de zi cu zi, săvârșim mai mult ceea ce le ascundem de fața oamenilor. Și ne străduim și facem tot posibilul ca să, de fața oamenilor, să arătăm o lumină frumoasă, dar, într-adevăr, facem mult mai multe fapte care sunt de rușine, pe care noi încercăm să ne tot punem sub obroc, să le ascundem. Dar ați auzit și am auzit cu toții citindu-se că tot ceea ce este ascuns se va da de față. Deci degeaba noi ne străduim să ascundem de văzul oamenilor faptele noastre murdare. Când ele ies de față, încercăm să le acoperim cu vreo îndreptare,
știm și din Sfânta Scriptură că învățătorii Vechiului Testament, când au văzut că mulțimea și poporul se îndreaptă după Mântuitorul, au zis, ce facem? Că ei toți o să creadă în El. Și atunci, haideți să-L omorâm. Așa suntem și noi. Noi o sândim pe învățătorii Vechiului Testament de atunci. Zicem și pe drept zicem că ei n-au făcut bine. Dar noi, la rândul nostru, nu suntem oare tot așa sau și mai rău? Noi când avem toată învățătura și toată încredințarea că Dumnezeu este Mântuitorul nostru și a tot poporul, ce facem noi cu această învățătură lăsată și adusă de El? O primim, o îndeplinim și o punem temelie în viața noastră? Sau doar când suntem la o grea încercare și strâmtorare, ne îndreptăm rugăciunea să ne rezolvăm problemele. Și din mila lui Dumnezeu, de cele mai multe ori primim ajutor, dar îndată uităm și iarăși ne întoarcem ca porcul în mocirlă. Și de aceea ne asemănăm învățătorilor Vechiului Testament, care întâi omorau pe proroci și apoi urmașii lor le vorăiau mormintele, le cinsteau, dar după ce părinților le-au omorât și ei la rândul lor îi omorau pe prorocii care erau pe timpul lor. Exact așa suntem și noi. Când ne este bine și când avem nevoie, știm foarte bine unde să alergăm spre milă, spre ajutor. Și când primim ajutorul, suntem nemulțumitori, suntem nerecunoscători, ne facem poftele noastre și iarăși, când ajungem la vreo încercare, iarăși venim la Dumnezeu. Dar să nu uităm că Dumnezeu ne zice prin Sfânta Scriptură în ce te voi găsi, în ce ești și te voi judeca. Și știm de la Sfinții Părinți care ne îndeamnă să nu amânăm îndreptarea noastră, să nu amânăm pocăința noastră, să nu zicem că mâine sau poimâine nu știm când vine stăpânul casei și atunci găsim sufletul nostru nepregătit, neînjurat, nepocăit. Ce nădejde putem avea și nădăjdui? Căci să ne punem categorie în viața noastră și să știm bine că doar astăzi este ziua noastră de îndreptare. Nu este ziua Domnului. Ați auzit, citindu-se din Sfânta Scriptură, nebunule, în noaptea aceasta va fi cerut sufletul tău. Și noi, dacă am amânat pe mine pocăința, ce ne-am făcut? De aceea, să nu amânăm nicio zi și nicio clipă, să ne străduim în toată viața noastră, să îndreptăm viața noastră, să ne străduim să facem bunul, că cele rele des nu ies în cadru. De multe ori noi facem lucruri pe care nu-l dorim, dar dacă o dorim și de câte ori o dorim și apăperim și-l punem sub loc, ne dorim că poate nu s-a știe, nu s-a afla, dar ați auzit citindu-se asta în Sfânta Scriptură. Nimic ascuns nu va rămâne așa și toate se vor da pe față. De aceea vă rog și vă îndemn să nu amânăm pocăința noastră, să nu lăsăm pe lume
cei de astăzi, să punem în cercul și să avem milă și nădejdea că Dumnezeu, văzând străduința noastră, va îndrepta și va menți această parte bună și ne va dori în bine. Amin.